Nebunie curată, fetelor. Mama m-a observat că de ceva vreme e foarte agitată și nu mă ascultă în multe chestii. De exemplu, astăzi a plecat la piață și de aseară mi-a spus că ea pleacă la piață, că ea vrea o cămașă albă. Și am spus, acum pe vremea asta, e frig iarnă, ce să faci cu cămașa mama albă? Că are câteva acolo albe. Ea vrea o cămașă albă. Și am spus, e frig afară, nu-i de cămașă albă, deja iarnă, ia o primăvara sau vara sau toamna. Nu m-a ascultat. A venit între timp și mâncarea. Și m-am stat așa și mă gândesc, nu știu ce să zic. Să-i fac o surpriză și să mergem în România într-o vacanță. Că eu cred că ea s-ar bucura tare mult de un pic de vacanță. M-am gândit așa, să mergem acolo, de unde sunt eu, de unde suntem noi, la Timișoara, la Lovrin, bineînțeles. Știu că s-ar bucura și eu m-aș bucura, dar problema este în felul următor, că, nu știu, o grămadă de bani se duc pe drumuri, pe foarte scump, pe taxiuri, pe... Na, știi cum e, mergi în România, trebuie să le cumperi la fiecare câte ceva acolo. Că dacă mergi din Spania, ei crede că ești bogătan, că ai mult, că... Și să duc cu vreo grămadă de bani, să duc vreo 7.000 de euro. Deci eu cu mama mi-e vrea, cine știe ce mai vrea de pe acolo, să-i cumpăr, ba o haină, ba o geacă, ba... Wow, aici o curs un pic mâncarea. O curs mâncărica, o țară. Înțelegeți voi? Și nu știu, stau și mă gândesc, stau pe gânduri și mă gândesc, nu știu ce să fac. Să o duc în România, să-i fac o surpriză. E prea agitată. Eu știu că are și ea nevoie, după atâția ani, de un pic de relaxare, de un pic de, nu știu, dar o grămadă de bani cheltuim. Cu banii ăia am zis că, nu știu, am putea face dulapurile astea noi, în perete. E o nebunie, eu sunt cu spatele bolnav, nu-i treaba prea ok încă la mine, nu știu niciun rezultat, până nu iau rezultatele peste 2 săptămâni. Nu știu, nu am încredere în spate, în sănătate, ca să ne luăm și să plecăm acum în România, dar așa mă enervez câteodată și așa aș face o din asta, o surpriză să stai acolo o lună de zile, măcar în România. Ea mai are rude și la Baia Mare, ar vrea să meargă și pe acolo, cu siguranță. Mâncarea de astăzi este așa, niște cărniță cu niște cartofei, foarte bună carnea asta, secretul, îi spune, și aici o ciorbiță, așa, tot așa, de cartofii noștri tropicali, că nu se putea altfel. Uitați aici, ciorbă de supă de trigo, mă înțelegeți care stați în Spania ce înseamnă, că eu în românește tot uit să-i spun cum se numește. Așa că mi-e și fomică. Și mă pun să mănânc acum cât e caldă mâncarea. Nu știu ce să zic, fetelor. Aș duce-o în România. Mi-e frică și de o groază de bani, că să duc o grămadă de bani. Și când vii lefter din România, că ba acolo, ba la rude, ba la neamuri, ba acolo. Și rămâi fără niciun ban. Știu eu că am mai pățit așa. Voi ce ziceți? Să o duc pe mama în România? Nu e timpul, e iarnă, e frig, ce să facă? Să stai numai în casă? Nu știu ce să zic.